extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Daregin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Cei dragi lăsați cum bune rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi lăsați cum bune rămas, atunci uitate tot ce ai și cântecul de acasă. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.daregin.tv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Lisan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. Emisiune realizată cu sprijinul companiilor Gliga. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Esențial de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună cele mai importante știri ale săptămânii care se încheie astăzi. Am avut din nou la Reghin 7 zile pline de evenimente importante, iar dumneavoastră ați putut afla despre ele din jurnalele noastre de știri. Facem astăzi retrospectiva informativă a săptămânii și vom trece în revistă evenimentele reprezentative. Am început săptămâna cu o știre despre tineretul social-democrat Mureș, care se pregătește pentru alegerile de anul viitor. În acest sens, TSD Târgu Mureș, Reghin și Ibănești au organizat școala politică de toamnă ce a avut loc la Lăpușna. În cadrul școlii, participanții au învățat ce presupune o campanie electorală, ce înseamnă comunicarea politică și tehnicile eficiente într-o campanie electorală. De asemenea, au fost prezenți și oaspeți de seamă din toată țara, printre care președintele TSD România Mihai Sturzu, secretarul general TSD România Gabriel Petrea și vicepreședinți. Tinerii socialdemocrați din județul Mureș s-au reunit în acest sfârșit de săptămână în cadrul școlii politice de toamnă. Acțiunea a avut loc la Lăpușna și a fost organizată de tinerii socialdemocrați din Reghin, Târgu Mureș și Ibănești. Participanții au învățat ce presupune o campanie electorală, ce înseamnă comunicarea politică și tehnicile de comunicare eficiente într-o campanie electorală. De asemenea, au fost prezenți oaspeți de seamă din toată țara, printre care președintele TSD România, Mihai Sturzu, secretarul
general TSD România, Gabriel Petre, și câțiva vicepreședinți. Așteptările celor implicați în organizare au fost ca cei prezenți la training să fie conștienți de rolul și responsabilitatea tinerilor atunci când intră în politică. Așteptările sunt cam aceleași ca de la fiecare școală politică, să ne cunoaștem mai bine și să învățăm împreună cum să devenim performanți din punct de vedere politic și în același timp cum să ne punem ideile în practică pentru în folosul comunității. Cred că primul pas pentru orice om, pentru orice tânăr înspre politică este să conștientizeze faptul că are o responsabilitate față de societate. În momentul în care, indiferent de vârstă, nu cred că e o vârstă, adică eu cred că unii se nasc de la 7 ani cu responsabilitatea asta, alții nu au niciodată. În momentul în care ne dăm seama că suntem responsabili pentru familia noastră, pentru prietenii noștri, pentru blocul în care trăim, pentru comunitatea noastră, pentru oraș, pentru țară și vrem să ne implicăm, putem să o facem. Putem să o facem fie prin ONG-uri, sau dacă vrem mai multă responsabilitate, dacă vrem să putem să facem lucruri mai profunde, putem să intrăm în politică. Printre invitați s-au numărat și unii președinți ai organizațiilor TSD din țară, care au subliniat importanța organizării acestor școli. Campania electorală începe întotdeauna a doua zi după ce se termină alegerile. Deci campania continuă și cam mai ales organizarea internă continuă este o chestiune perpetuă. Deci nu se finalizează niciodată. Chiar dacă suntem la guvernare, e o discuție că suntem la guvernare, nu suntem la putere, deci sunt mai multe variante, dar oricum aceste școli au tradiție, aici la Ibănești se fac și de primăvară și de toamnă și vor continua și le vom organiza an de an, de câte ori vom avea ocazia. Acum PSD-ul are președintele Consiliul Județean, prin domnul Radu Moldovan, care e unul dintre liderii PSD la nivel național, singurul județ din Transilvania care are și primar de municipiu și președintele Consiliul Județean, plus primar de a 3 orașe, toți PSD. Și peste 50% dintre primăriile de comune. În comparație cu Mureșul, din punct de vedere politic, să spunem că este mult mai aplecat către Partidul Social Democrat. Dar cu un lider de viitor, cum este Sergiu, cred că și Mureșul va fi la fel și am toată încrederea că data viitoare când vom veni aici, mult mai mulți tineri o să vadă ce lucruri bune face TSD-ul și se vor îndrepta către partidul nostru. Președintele PSD Reghin Maria Precup a fost alături de tineri cu mai multe sfaturi și încurajări, deoarece implicarea politică aduce cu sine și multe responsabilități. O dezvoltare politică a fiecăruia dintre participanți, pentru că sunt și tineri care sunt abia acum intrați în rândul organizației social-democrate și a tinerilor și trebuie să știe cum trebuie să se comporte, care este limbajul potrivit, care este obiectivul lor și trebuie să și înțeleagă că înainte de a fi o rampă de lansare trebuie să aibă o carieră proprie fiecare și să nu folosească partidul pentru aș face o carieră, ci carierele lor trebuie să le aducă în slujba partidului pentru a deveni și ei o organizație puternică așa cum au fost întotdeauna. Cei aproximativ 100 de membri TSD prezenți la școala politică de toamnă de la Lăpușna au simulat o campanie electorală cu tot ce conține, de la afișe până la discursuri, în urma căreia s-a ales președintele taberei. Dar pe lângă muncă, tinerii au avut parte și de distracție. După ce mai multe drumuri din municipiul Reghin au fost reabilitate și asfaltate, a venit și rândul străzii 1 decembrie 1918, situată în vecinătatea blocului 57 a cartierului Unirii. Locuitorii din zonă pot circula în sfârșit civilizat. În locul străzilor de pământ și piatră a apărut mult așteptatul covor asfaltic. Rețeaua de drumuri incluse în programul de reabilitare și asfaltare continuă. O nouă stradă aflată la marginea Reghinului, în imediata vecinătate a blocului nou din cartierul Unirii, a fost modernizată. După ce mai multe drumuri din municipiu au fost reabilitate și asfaltate, a venit și rândul străzii din zona blocului 57 a cartierului Unirii. Este vorba mai exact despre strada 1 decembrie 1918. Locuitorii din zonă pot circula civilizat. În locul drumurilor de pământ și piatră spartă a apărut mult așteptatul covor asfaltic. Eram curios, nu locuiesc aici, dar eram curios, zic că o asfaltat și colțul ăsta, marginea și a localității. Sunteți mulțumit de lucrările care s-au efectuat în ultima vreme în oraș? Da, sigur că da. Referitor la carosabil, drumuri, au mai pus și indicatoare, au mai completat. Mai sunt unele lucruri de făcut, dar în general
schimbată treaba față de anii anteriori. Foarte încântată, copilul meu locuiește aici, azi mama lui, am umblat, de am băgat gazul, mulțumit până dincolo. Dar sunteți încântat așa în general de toate săzile care s-au asfaltat? Da, da. De exemplu, podul care duce la gară. Îți mulțumită că mă duc întotdeauna cu nepoțica și întotdeauna trebuia să mă duc pe acolo că mi-era frică să nu mă prind o mașină ceva și acum chiar să face trotuarul ăla unde putem merge cu căruciorul. Mulțumită! Frumos! Dacă se dă un ban, se dă pe banii ăia să se lucre ca lumea. Datorită planului de lucrări întocmit de primăria Reghin și fiindcă starea vremii a permis, în cursul lunii octombrie s-au modernizat mai multe străzi din municipiu, între care Bujorului și porțiunea de pod de pe strada Gării. Reghin va mai deține o fabrică de gresie. Anunțul a fost făcut de administratorii renumitei firme reghinene de plăci ceramice. Oamenii de afaceri din familia Lazar se pregătesc să realizeze o investiție de aproximativ 6 milioane de euro, reprezentând o nouă fabrică de gresie. Asta după ce societatea comercială a avut în 2012 cel mai bun an din istoria ei. Planurile de investiții nu sunt descurajate de scăderea cifrei de afaceri din acest an. La Reghin se pregătesc investiții importante. Oamenii de afaceri din familia Lazar anunță că vor construi o nouă fabrică de gresie. Vestea a fost făcută publică în cadrul festivității Topul Firmelor 2013, care a avut loc săptămâna trecută la Târgu Mureș. În cadrul evenimentului, societatea reghineană a fost din nou premiată, de această dată pentru activitatea economică din anul 2012, dar și pentru că de 5 ani de zile consecutiv este pe primul loc în clasament la categoria sa. Reprezentantul firmei Cornel Lazar a declarat pentru Dareghin TV că anul viitor se va construi o nouă fabrică în valoare de aproximativ 6 milioane de euro, care va realiza o producție anuală de circa 13 milioane de euro. Noi acum vrem să facem o investiție foarte mare, vrem să facem o fabrică de gresie nouă la cheie, în valoare de 6 milioane de euro și atunci să sperăm că o să producem și o să facem undeva o producție de cel puțin 13 milioane de euro anuală în următorii ani. Dar această investiție va fi în 2014 și va fi gata undeva în trimestru 3. Reprezentantul firmei reghinene producătoare de plăci ceramice mai spune că anul care se apropie de final nu a fost la fel de bun ca 2012, care a fost un an memorabil în istoria societății. 2012, un an foarte bun. Foarte, foarte bun. Deci, pentru noi a fost cel mai bun an din istoria firmei. Cum ați explica acest fapt? Creșterea vânzărilor, a calității produselor și a investițiilor care le-am făcut. Din punctul de vedere al cifrei de afaceri, spre deosebire de 2012, anul 2013 a fost cu ceva mai slab pentru fabrica producătoare de gresie și faianță. 2013 nu chiar. Nu chiar, nu chiar. Dacă anul trecut am avut o cifră de afaceri de 421 de miliarde de lei vechi, anul acesta scade cam cu 30%. Întreprinderea situată în strada Salcâmilor are o vechime de peste 10 ani și este recunoscută ca cel de-al doilea producător de plăci ceramice din România. Fabrică peste 200 de modele de gresie și faianță, folosind glazuri de la producători europeni renumiți. A fost incendiu luni seara pe strada Pietroasei. Suprafața de 60 de metri pătrați a unui acoperiș de locuință a ars, fără însă a afecta persoanele din apropiere. Intervenția pompierilor a durat aproximativ 2 ore, timp în care s-a stabilit că focul a fost pornit de la neprotejarea materialelor combustibile față de coșul de evacuare a fumului. Locuitorii străzii Pietroasei din Reghin au fost luni seara martorii unui incendiu. Focul a izbucnit de la coșul de evacuare a fumului al unei locuințe. Pompierii reghineni au fost chemați să intervină în jurul orei 17:30. Ne-am deplasat la locul incendiului cu două auto speciale, constatând că incendiul se manifesta în zona acoperișului, o mansardă a unei locuințe. Operațiunea de stingere a durat în jur de 2 ore, incendiul fiind lichidat. Suprafața de 60 de metri pătrați a acoperișului de locuință a ars, fără însă a afecta persoanele din apropiere, dar a fost deteriorat plafonul mansardei. Pompierii ajunși la fața locului au identificat cauza incendiului ca fiind amplasarea necorespunzătoare a unor materiale combustibile în apropierea coșului de evacuare a fumului.
Cauza incendiului este vorba de neprotejarea materialelor combustibile față de coșul de evacuare a fumului. Practic, era o grindă de lemn încastrată în coșul de evacuare a fumului, fapt ce a generat incendiul. Pompierii reghineni mai spun că asemenea incendii au loc frecvent, dar pot fi evitate de către cetățeni prin luarea măsurilor de pregătire a instalațiilor de încălzire pentru sezonul rece. Cetățenilor, acum fiind sezonul rece se apropie, încep să facă focul, ar trebui să-și verifice coșurile de evacuare a fumului asupra etanșeității, să nu aibă crăpături, fisuri, să le remedieze, să le curețe totodată. Și prin verificările astea vizuale se mai văd și unele defecte care mai sunt la uși de vizitare și altele. În zona Reghin, numărul incendiilor pe timp de toamnă a scăzut în acest an față de 2012, datorită condițiilor meteorologice. Totuși, intervențiile nu lipsesc. Potrivit Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Horea, duminică dimineața, pompierii reghineni au mai avut de stins un incendiu, de această dată izbucnit la un autoturism din cartierul Unirii. În jurnalul de Reghin al zilei de marți ați putut afla și despre faptul că județul Mureș se află printre primele județe din țară la capitolul activitate economică. În plus, avem o balanță echilibrată a exporturilor și importurilor. Aprecierile au fost făcute de președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Mureș. Vasile Pop mai spune că deficitul pe anul 2012 a fost de doar aproximativ 18 milioane de euro, iar pentru 2013 pare să fie mai redus. Județul Mureș se remarcă în România la capitolul economie. Activitatea zecilor de mii de societăți comerciale face ca Mureș să se placeze între primele 10 județe din țară. Aprecierea aparține șefului Camerei de Comerț și Industrie Mureș. Vasile Pop a remarcat în cadrul festivității de premiere a firmelor pentru activitatea din 2012 că bilanțul indică un echilibru între importuri și exporturi, iar deficitul pare să fie și mai redus în 2013. Aceste societăți ne situează județul nostru pe primele 10 locuri în țară și totodată avem un județ echilibrat în ceea ce privește balanța de export. Vorbesc între FOP și CIF, export și import. Deci balanța noastră este aproape echilibrată. Cu, bine, un pic de deficit, vreo 18 milioane de euro, sperăm că anul în curs să fie chiar echilibrată. La întocmirea topului firmelor mureșene pe anul 2012 au participat peste 15.000 de societăți. 680 dintre acestea au fost laureate ale primelor 3 locuri. Administratorilor de firme câștigătoare, șeful Camerei de Comerț le-a urat să persevereze. Sunt aici în sală campionii business-ului din județul Mureș și, bineînțeles, din Reghin. Le recomand în continuare să nu se lase și să lupte ca să aibă rezultate și mai bune la anul viitor, să-i sărbătorim din nou. În realizarea clasamentului pe firme s-a ținut cont de rezultatele privind cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat. Procurorii și judecătorii vor preda educație civică în școli. Anunțul vine din partea ministrului Justiției Robert Kazanciuc. Noțiunile simple despre justiție vor fi predate doar elevilor din clasele a 7-a și a 8-a. Proiectul care va fi demarat în curând este un protocol semnat între Ministerul Educației și cel al Justiției. Procurorii și judecătorii care vor preda în școli vor fi voluntari. Elevii vor lua lecții de legislație, principii juridice și drepturi civice, ca urmare a unui protocol încheiat între Ministerul Educației și cel al Justiției. Scopul este ca educația juridică să înceapă încă de la vârsta de integrare a copilului în învățământul obligatoriu, prin facilitarea accesului la cunoștințe elementare de drept. Noțiunile simple despre justiție vor fi predate doar elevilor din clasa a 7-a și a 8-a. Ideea este salutată de reprezentanții din educație. Cred că vor fi copiii atrași de această nouă materie și dacă domnii procurori, reprezentanții ai legii vor intra în instituțiile de învățământ și vor dispune de acel tact pedagogic de care totuși orice om, orice cadru didactic trebuie să dispună, totul se va derula foarte, foarte bine. Acești oameni care practică în sistemul juridic pot să aducă un plus de valoare
orei de educație și de cultură civică. Pentru că este o altă modalitate prin care să-i facă pe acești specialiști să fie corecți în aplicarea legii. Pentru că ei de multe ori mă întreabă de ce legea pentru unii este dreaptă, se aplică corect, iar pentru alte persoane încadrate la categoria VIP, legea este aplicată într-o altă manieră. Elevii vor avea astfel ocazia să afle direct de la specialiști informații utile legate de legislație. Mi se pare corect, fiindcă trebuie să știi aceste lucruri din timp, că în viață nu știi când te lovești de ele și trebuie să le știi. Că dacă, de exemplu, pățești ceva și nu știi să te aperi, ți se întâmplă lucruri rele. Fiindcă ei au lucrat în domeniul ani și știu să explice mai bine decât cărțile sau ce am scris în caiet. Cred că este foarte bine să ne explice cineva cu experiență, care a mai avut de-a face cu diferite cazuri. Astfel putem afla și din practica de care oamenii aceia au avut parte, despre ce este vorba, despre legi și multe lucruri importante care trebuie să le știm în viață. Conform ministrului, profesorii vorbesc deja la cursuri despre aceste aspecte, însă elevii ar putea înțelege mai bine justiția și consecințele nerespectării unor reguli dacă învață noțiunile de la judecători și procurori. Magistrații care vor preda educația civică vor fi voluntari. Lucrările de reabilitare la drumul național DN15 tronsonul Reghin Târgu Mureș se apropie de final. În prezent, echipele de lucru au ajuns pe varianta ocolitoare. Cu toate că noua lucrare arată foarte bine, șoferii sunt nemulțumiți în general de îngreunarea traficului și de faptul că lucrările durează de prea multă vreme. După mai bine de 2 ani, lucrările de reabilitare a drumului național DN15 Târgu Mureș-Reghin au ajuns aproape de final. În momentul de față, lucrările au ajuns pe varianta ocolitoare Periș-Reghin, motiv pentru care traficul rutier s-a direcționat pe raza comunei Petelea. Dar situația actuală nu va dura mult. Se estimează ca până vineri 8 noiembrie varianta ocolitoare să fie deschisă traficului rutier. Cu toate că pe porțiunea de drum terminată se circulă fără probleme, șoferii sunt în general nemulțumiți de faptul că lucrările de reabilitare durează de prea multă vreme. Dacă la început șoferii au protestat din cauza bordurilor ce îngreunau circulația, acum sunt de părere că insulele pentru restricționarea vitezei construite la limita dintre localități vor pune în pericol siguranța deplasării pe sectoarele respective de drum. Un drum relativ bun acum, dar e o lucrare prea mică care cred că a costat foarte mult. Altceva, puțin, pentru traficul care este pe zona aceasta, drumul este puțin prea îngust, părerea mea, și cred că se putea face mai mult. Nemulțumiri, ce pot să vă spun, traficul prea aglomerat. Deci infrastructura nu știu dacă e chiar ok. Traficul este foarte mare și drumul nu are capacitate pentru traficul respectiv. Niște rezervări mari mai am, dacă pot să vă zic aici, cu, de exemplu, cum sunt la intrare la Gornești. Nu știu cum îi se zice pentru restricții, pentru a se încetini în circulația. Alea sunt foarte periculoase, după părerea mea, mai ales dacă vine iarna, o să fie și ceață și timp ploios și nu știu ce, dacă nu va fi iluminat ca lumea, e foarte, foarte periculoasă. Restul, după 2 ani de zile, să zicem că putem fi mulțumiți, să zicem așa, asta e adevărul. Foarte multe probleme am avut timp de 2 ani de zile, dar acum mă gândesc că se rezolvă situația. Cred că va merge spre bine, că dacă se ținea de treabă, era gata de mult, da. Nu a făcut problema cu boldurile, dar acum sper că să-l termine până la sărbători. Finanțarea pentru reabilitarea DN15 este asigurată de Guvernul României în proporție de 55% și de Banca Europeană pentru Investiții în cuantum de 44%. Lucrările la drumul național au început în martie anul trecut. Serele primăriei Reghin au o activitate intensă și pe timp de toamnă.
Lucrătorii din cadrul secției au început acțiunile de toaletare și corectare a arborilor pe străzile principale din municipiu, urmând ca apoi lucrările să se deruleze și prin cartiere. Pe lângă acestea se pregătesc răsadurile pentru plantațiile de toamnă, care constau în plantele bianuale, au loc plantări de arbori și arbuști, lucrări de plivire, precum și adunatul semințelor de flori. Abordăm acest subiect după ce facem o oprire la redacția Meteo pentru avanpremierea jurnalului de vreme. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Luni, cerul va fi parțial înnorat în întreg județul Mureș, cu o maximă de 14 grade Celsius, care se va înregistra atât în Reghin, cât și în Târgu Mureș. Cu mai multe informații voi reveni pe final de jurnal. Odată cu venirea toamnei, lucrătorii din cadrul serelor primăriei Reghin desfășoară mai multe activități menite să înfrumusețeze aspectul municipiului. În această perioadă s-au dispus operațiuni de toaletare și corectare a arbuștilor. Chiar acum de luni am început toaletarea arborilor, mai mult pe străzile principale și în cartiere, fiindcă am început și să pregătim iluminatul festiv. Deci, imediat vin sărbătorile. Și am început să toaletăm doar străzile principale din cartiere, după aceea o să intrăm în toate cartierele la toaletat. Activitățile sunt intense, spun reprezentanții secției Sere și Zone Vezi. În momentul de față se desfășoară lucrări la culturile pentru plantațiile de toamnă. Florile de vară s-au cam terminat, perioada lor. Deci am început să butășim de pe florile de vară, am adus plante mama, am adunat sămânță și de acum începem să pregătim pentru plantația de anul viitor, pentru plantația de vară. Dar am schimbat plantele cu florile de toamnă, primăvară cu florile bianuale, care trebuie spuse toamna și bulbii de la lele ca să înflorească primăvara. Deci noi avem și acum de lucru afară în oraș, facem plantații de arbori și arbuști și florile bianuale. Aceste aspecte sunt doar cele legate de oraș, dar există și culturi de plante, cum ar fi florile de paie, pe care le folosesc la aranjamentele florale. Chiar dacă oferta de plante este una variată, în prezent serele mai dispun de crizanteme la ghiveci, la fir, precum și coronițe din flori de paie. Reghinenii își pot verifica gratuit starea de sănătate a plămânilor. Analiza se face cu ajutorul unui test numit spirometrie, metodă prin care sunt diagnosticate afecțiuni cronice ale bronhilor și plămânilor. Programul se derulează la nivel național, iar în județul Mureș, analizele se pot face la spitalele din Reghin, Târgu Mureș și Luduș. Cei care vor să-ți testeze plămânii trebuie să sune la cabinetul de pneumologie din cadrul Spitalului Municipal Dr. Eugen Nicoară. Un test pentru depistarea stării de sănătate a plămânilor, denumit spirometrie, poate fi efectuat gratuit începând de luni 11 noiembrie și până la jumătatea lunii decembrie. Testările sunt realizate în cadrul unei campanii ce se derulează la nivel național. Analiza nu doare și nu necesită efort, durează câteva minute, iar rezultatul se dă pe loc. Numai puțin de 64 de medici din peste 30 de orașe oferă spirometrii gratuite care pot depista bolile pulmonare. În județul Mureș, acestea se pot face la spitalele din Reghin, Târgu Mureș și Luduș. Pacienții de la 40 de ani, după vârsta de 40 de ani, fumători, care sunt fumători de cel puțin 10 ani, un pachet pe zi, să dau un exemplu, dar și pacienții care sunt expuși la fumatul pasiv sau locuiesc într-o zonă poluată sau lucrează în mediu toxic, toți acești pacienți pot să fie... să sufere de BPOC, o boală cauzată în principal de expunerea la fumul de țigară și la noxele inhalatorii. Medicii recomandă efectuarea acestei analize, mai ales că multe din afecțiunile pulmonare au simptome neglijabile în primele faze ale bolii. Sunt importante, deci spirometria este importantă, deoarece poate diagnostica la pacienții cu risc, cu factorii de risc pe care vi-am enumerat anterior, poate diagnostica o boală în stadiu precoce. Deci boala de căi aeriene poate fi depistată prin efectuarea unei spirometrii înainte ca boala să fie într-un stadiu terminal de insuficiență respiratorie când pacientul are nevoie de oxigen la domiciliu. Simptomele care ar trebui să îngrijoreze sunt tusea cronică, producția cronică de spută în majoritatea zilelor și senzația de lipsă de aer. Reghinenii care vor să-și testeze plămânii trebuie să sune la cabinetul înscris în program la numărul de telefon 0265 511 161, interior 113, între orele 11 și 13.
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură a fost joi în vizită la Reghin. Lucia Ana Varga a ajuns la fabrica de utilaje agricole. Oficialul a venit însoțit de președintele Consiliului Județean Mureș după ce delegația a fost și la cea mai mare fabrică de mobilă din Târgu Mureș. Scopul vizitei a fost de a lua contact cu realitatea din teritoriu, dar și de a discuta direct cu producătorii. Oaspeți de seamă astăzi la Reghin. Fabrica de tractoare din municipiu a primit vizita ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură. Lucia Ana Varga a fost însoțită de președintele Consiliului Județean Mureș după ce a vizitat fabrica de mobilă din Târgu Mureș. La Reghin, oficialul a dorit să cunoască cel mai mare producător de utilaje agricole și să discute cu reprezentanții acestuia. Firmele trebuie să devină competitive, să dețină utilaje competitive, iar astăzi suntem într-o fabrică care pune la dispoziția firmelor utilaje competitive la prețuri foarte bune, la prețuri mult mai mici decât prețurile din import. De aceea sunt aici, îl felicit în mod direct pe domnul director și sper din tot sufletul să găsim și mecanisme de susținere financiară a firmelor, astfel încât să poată achiziționa aceste produse. În primul rând mă bucur că doamna ministru și-a făcut atât timp să ne viziteze și vizita nu este una întâmplătoare, este una cu obiectiv bine definit, adică dânsa vrea să vadă nivelul la care suntem pregătiți noi să răspundem la cererile care vor fi pe piață. Din punctul ăsta de vedere, mă bucur că investițiile făcute în ultimii ani, aici vorbim și de tehnologie și vorbim de resursa umană, ne pun în postura de a oferi niște utilaje performante la nivel occidental cu care agenții economici să își poată desfășura bine activitatea. Ministrul delegat a fost întâmpinat la Reghin de familia Oltean, dar și reprezentanții municipiului, primarul Maria Precup, viceprimarul Daniel Gliga, alături de deputatul Vasile Gliga. Nu numai că pot transmite, suntem bucuroși că ne vizitează orașul, înseamnă că este important pentru agenda fiecărui ministru care vine și din fiecare vizită sperăm să câștigăm atât noi ca și administrații, cât și investitorii și oamenii de afaceri din Reghin, de care avem nevoie ca de aer. Deci, indiferent care ministru vine către noi, este o mare onoare pentru noi și așteptăm să vină să ne cunoască potențialul economic de dezvoltare și necesitățile municipiului. Eu cred că e o obligație a tuturor guvernanților, miniștri, secretari de stat, să vină în teritori, să vadă de la executiv ce trebuie făcut pentru economia românească. Cred că e esențial astăzi menținerea locurilor de muncă și de a stimula orice inițiativă privată sau de stat pentru a fi cât mai multe locuri de muncă, dar și de a face producție fie de intern, fie pentru export. Vizita a constat în discuții, dar și un tur al fabricii în care se produc tractoare și utilaje agricole. Ministrul delegat a rămas impresionat de aspectul întreprinderii, dar și de standardele la care se lucrează. Președintele Consiliului Județean Mureș a însoțit oficialul pe tot parcursul deplasării în județ. Vizita a fost propusă în primul rând de către echipa Consiliului Județean împreună cu deputatul Cristian Chirteș și cred că este un de bun augur, este prima vizită, este primul județ ales de doamna ministru pentru a dezbate public noul cod silvic care urmează să fie dezbătut în Parlament. Este o vizită din care noi toți învățăm. Este o vizită în care luăm contactul cu cei care oferă locuri de muncă mureșenilor. Este o vizită în care aflăm care sunt cerințele investitorilor și, în cazul nostru, irumul astăzi. Din import românesc, românesc. Așa, pentru asta vă În județul Mureș se lasă încă așteptat vaccinul antigripal gratuit pentru categoriile cu risc de îmbolnăvire. Direcția Județeană de Sănătate Publică a cartografiat populația și a concluzionat că există aproximativ 70.000 de persoane care s-ar încadra pentru administrarea gratuită a serului. Anul trecut, aproximativ 26.000 de mureșeni au primit vaccinul.
În fiecare an, odată cu venirea toamnei și scăderea temperaturilor, crește pericolul îmbolnăvirii de gripă, boala infecțioasă de natură virală cauzată în principal de virusul gripal. Statistica medicală arată că anual se pot îmbolnăvi de gripă între 5 și 15% dintre adulți, dar până la 42% dintre copii. Cel mai eficient mod de a o preveni este vaccinarea. În județul Mureș, campania gratuită încă nu a început, deoarece dozele nu au sosit. Noi așteptăm în fiecare zi să primim vaccinul antigripal și în momentul în care sosește în județul Mureș, în termen foarte scurt, îl vom distribui către medicii de familie și va începe vaccinarea antigripală gratuită. Necesarul de doze în județul Mureș, catagrafiat, deci care reprezintă de fapt grupele, persoanele la risc pentru a primi vaccin, este de 70.000. De exemplu, anul trecut s-au vaccinat 26.000 de persoane. Gripa este o afecțiune virală a sistemului respirator determinată de mai multe tipuri de virusuri gripale și paragripale. Poate fi ușor confundată cu alte tipuri de infecții virale respiratorii, dar spre deosebire de celelalte viroze, gripa este însoțită frecvent de febră ridicată, prezentă chiar de la debutul bolii, împreună cu starea de rău general. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea și oferă gratuit serul unor categorii de persoane care se schimbă de la o campanie la alta. Vă pot spune doar că anul trecut au fost acele grupe recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și anume persoanele vârstnice de peste 65 de ani, persoanele cu afecțiuni cronice, cu boli cronice, în special pulmonare, cardiace și de imunitate, copii instituționalizați, sugarii, copiii mici, gravidele, bineînțeles personalul medico-sanitar, care este expus în primul rând la îmbolnăvire și alte grupe de vârstă care sunt pasibile să facă diverse complicații în caz de gripă. După administrare, protecția vaccinului se obține în general în interval de 14 până la 21 de zile, iar durata imunității post-vaccinale este de minim 6 luni. Se recomandă ca imunizarea să fie amânată la pacienții cu boli febrile sau infecții acute. Amenzi consistente pentru încălcarea normelor de mediu. Primăria Reghin face un apel către cetățeni să respecte prevederile legislației specifice, astfel riscă să fie sancționați. Amenzile încep de la 3.000 de lei și pot urca până la 10.000 de lei pentru persoane fizice, respectiv de la 25.000 până la 65.000 de lei pentru persoane juridice. Persoanele fizice sau juridice care aruncă deșeurile în locuri nepermise, fie că sunt din construcții sau nu, se expun la riscuri foarte mari. Primăria Reghin va aplica amenzi usturătoare celor care nu respectă prevederile legale privind protecția mediului. Astfel, deversarea în apele de suprafață sau subterane, de ape uzate, fecaloid, menajere, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de la 25 la 50.000 de lei pentru persoane juridice. Cei care depozitează și aruncă deșeuri de orice fel pe maluri, în albiile râurilor, în apele de suprafață și în zonele umede, vor fi sancționați cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei persoanele fizice sau între 30.000 și 60.000 de lei pentru persoane juridice. Autoritățile locale au anunțat că vor monitoriza toate zonele în care reghinenii obișnuiesc să arunce astfel de deșeuri. Încă 3 străzi neasfaltate până acum au fost modernizate de către Primăria Reghin. Este vorba despre drumurile care continuă strada Vânătorilor, respectiv Protopop Ioan Maloș, Pășunii și Dr. Vasile Nicolescu. Lucrările sunt cuprinse în planuri de asfaltare întocmite de primarul Maria Precup și cuprinde mai ales străzi lăturalnice, dar unde sunt deja introduse utilitățile. Soare și temperaturi nu mai bune pentru a se lucra, de asta avem parte la Reghin în aceste zile, așa că angajații secției drumuri și poduri din cadrul primăriei Reghin profită de aceste zile pentru a continua planul de modernizare a străzilor aflate la periferia municipiului. O stradă ca cea în care ne aflăm în acest moment, Preot Ioan Maloș, unde se continuă asfaltarea.
Trei străzi din această zonă au intrat în aceste zile în șantier. Este vorba despre drumuri care continuă strada Vânătorilor, Protopop Ioan Maloș, Pășunii și Dr. Vasile Nicolescu. Sunt situate în zone cu case noi și unde traficul auto este tot mai intens. Străduțele au fost cuprinse în planul de modernizare, întrucât au introduse utilitățile, astfel încât să nu mai fie necesare intervenții ulterioare asupra asfaltului. În cadrul lucrărilor aflate în desfășurare s-a așternut un strat de asfalt, dar urmează a se acorda atenție și șanțurilor. Era pietriș, era, dar totuși era spălat de apă pietrișul, da, era mizerie. Bănuiesc că și praf se făcea la un moment. Era un praf, că nu te vedeai când trece o mașină, mai ales cum s-au construit case pe aici, veneau mașini mari, era, da, praf și mizerie. Cum arată acum? Arată bine, dar încă ar mai trebui șanțuri, apa vine la mine în curte, de la mine la vecină, no. Trebuie șanțuri, trebuie încă lucrat. Arată mai bine, dar ar trebui mai bine. Foarte bine, foarte bine și frumos. Și-o dat interesul, conducerea doamna primară, nu putem spune că nici nu ne-am gândit la așa ceva. Cum era înainte? Înainte era grob, era așa ca aproape ca la țară era pe aici. Circulație era? Nu era, dar nu prea, că mai ocole. Acum nu putem spune nimic, că ajungem și noi la ce-i frumos. În sfârșit ajungem în civilizație, deci și omul din reghe nu umblă pe asfalt, își poate plimba un copil cu căruciorul, poate copilul să se deie cu bicicleta, este în sfârșit civilizație. Astăzi mai avem încă parte de soare, dar în zilele următoare se va răci, asta spun meteorologii, iarna se apropie. Dar acest gând este privit altfel în acest an de sute de reghineni, a căror străzi au fost modernizate în ultimele luni de către primăria Reghin. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Stelian Cherecheș. Reghinenii iubitori de folclor au avut parte vineri seara de un regal artistic. Casa de Cultură a tineretului George Enescu a găzduit un spectacol susținut de cei mai îndrăgiți soliști ai Reghinului. Momentele de muzică au fost însoțite de suite de dansuri populare prezentate de ansamblurile renumite ale municipiului nostru și nu numai. La toate acestea s-au adăugat momentele vesele prezentate de actorii trupei din culise a Casei de Cultură a tineretului. Casa de Cultură a tineretului George Enescu a răsunat vineri seară de acordurile cântecului popular Reghin, plai de cânt și joc. Așa s-a intitulat spectacolul care a avut loc vineri la Casa de Cultură a tineretului George Enescu în organizarea primăriei, a instituției gazdă și a Asociației Moștenitorii Neamului. Pe scenă au urcat cei mai îndrăgiți soliști de muzică populară din zonă: Doru Pop, Maria Neag, Sorin Pantea, Anuța Toncean, Gabriela Merdar, Corina Covaciu, Florea. Pentru artiști, invitația într-un astfel de spectacol a însemnat o dovadă de prețuire a activităților în plan muzical. Înseamnă foarte mult pentru mine, o apreciere sinceră și am răspuns cu, nu știu, cu două mâini ridicate așa. A fost un spectacol foarte reușit. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut. Mulțumim tuturor celor care au venit să ne asculte și au umplut sala. Pentru noi este un lucru foarte important, pentru că după cum bine știți și voi, aplauzele sunt cele care ne susțin și ne încurajează să mergem mai departe. Atât pentru mine, Maria Nea, cât și pentru toți colegii care am fost pe scenă la acest spectacol, cu siguranță a însemnat, în primul rând, sufletește pentru noi, pentru că întotdeauna un artist când urcă pe scenă dăruiește publicului din suflet ceea ce dăruiește. Cu siguranță a fost încă o realizare a noastră a artiștilor, pentru că trebuie să-i recunoaștem că fiecare spectacol, fiecare apariție scenică, eu zic că pentru un artist este o mare, mare realizare, pentru că ai ocazia să, așa cum am zis adineauri, să dăruiești publicului ceea ce simți și ceea ce știi tu mai bine să faci. Nici nu m-am așteptat. A fost o surpriză chiar plăcută, pentru că
De data asta s-au gândit la noi reghinenii și nu au lăsat doar pe ceilalți din afară să ne invite la spectacole și au zis, bă, stop, avem și noi la Reghin câțiva interpreți. Acum, bineînțeles că sunt mult mai mulți decât cât am fost astăzi, dar pe toți, dacă ne-ar fi invitat, probabil ar fi trebuit să dureze spectacolul vreo, nu știu, vreo 20-30 de ore. Dar asta e bine, pentru că Reghinul trebuie să se mândrească, nu? E ceva demn de mândrie, pentru că multe orașe sunt mult mai mari decât orașul nostru Reghin și nu se pot bucura, din păcate, de atâția, hai să le spun, artiști. Momentele de muzică au fost însoțite de suite de dansuri populare prezentate de ansamblurile renumite din Reghin și din zonă, moștenitorii neamului, Doina Mureșului și nu numai. Iar pentru ca spectacolul să fie complet, publicul a avut parte și de momente vesele în interpretarea actorilor trupei de teatru din culise. Am încercat să intercalăm în ritmul dansului și al muzicii populare, să introducem câteva momente de umor, câteva bârfe ale satului, care se întâmplă des la noi în comunitatea rurală. Spectacolul a fost prezentat de Simina Cota, colaborator al instituției gazdă și realizator TV. Orice activitate care se desfășoară în Casa de Cultură a Tineretului și orice activitate culturală, eu o privesc cu sufletul și cu inima deschisă. Tot ce înseamnă muncă în Casa de Cultură, tot ce înseamnă cultură pentru mine, e probabil mult spus pentru cei din exterior, dar pentru mine e ca o gură de aer. Astăzi ce s-a întâmplat aici a fost un spectacol deosebit în care Casa de Cultură a Tineretului George Enescu a adunat renumiți artiști ai Reghinului, ansambluri de dansuri populare și nu în ultimul rând colegii mei, actorii din trupa de teatru din culise ai Casei de Cultură a Tineretului. Spectacolul Reghin Plai de Cânt și Joc va putea fi urmărit integral la Da Reghin TV. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost retrospectiva informativă a săptămânii. Veți putea urmări în continuare jurnalul de vreme al zilei. Eu mi-au rămas bun înainte de a vă dori toate cele bune. Sunt Simina Cota, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Magazin Hermes. Electronice și electrocasnice. Rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării, dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou. 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Cazane pe combustibil solid Atmos și Wisman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Wisman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1 sau la telefon 0265 307 221. Delta Term. Noi vă tratăm cu căldură.
Complexul turistic AIM, restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir, hotel de 3 stele, 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Brezii, numărul 45. Profesional Guard. Promptitudine, profesionalism, siguranță, respect. Profesional Guard. Proiectare și instalare, monitorizare video, monitorizarea permanentă a sistemului de alarmare, intervenție operativă a echipajelor, însoțire, transport, valori, paza și protecția obiectivelor civile și industriale. Profesional Guard. Securitatea și siguranța dumneavoastră. Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE. Feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 26 august 2013 și 16 decembrie 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uși din PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, o combină frigorifică LG. Premiul 2, un televizor LED LG Full HD. Premiul 3, o mașină de spălat LG. 3 cuptoare cu microunde și 4 mașini de tocat. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua, găsiți în locațiile din Reghin.
strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării numerele 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Antrenează-te la un alt nivel cu Lex Ale Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ale Gym. Respect pentru tine! Este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Luni în Reghin și Târgu Mureș cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajungând cu greu la 14 grade. La Deda și Batoș vor fi 12, iar în Ibănești se vor înregistra 14 grade Celsius. Dacă doriți să vă deplasați în afara județului nostru, vă invit să urmăriți prognoza Meteo pentru orașele următoare. În București, cerul va fi parțial înnorat, astfel că mercurul din termometre va urca până la 15 grade. Acestea au fost datele despre vreme. Cu noi informații vă așteaptă colega mea Cristina mâine la aceeași oră. Sunt Cilă Șebeș și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas. Atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Dacă-i uitați pe toți cei dragi, lăsați cum bun rămas. Atunci uitați tot ce ai și cântecul de acasă. Thank you.